pierde în fața lui Paraschiv. Iese foarte decis Hanson, dar până la urmă mingea rămâne la steliști. Jakob controlează foarte frumos și este faultată de State. Vom vedea dacă scoțianul îi arată un cartonaș galben lui Sape sau doar îl avertizează. Breuer se află acolo, însă Sape, cel pe care l-avem acum în imagine, a făcut faultul. Încă o reluare cu preluarea frumoasă a lui Jakob și faultul făcut asupra lui Sape. Iată și Breuer a avut un gest nesportiv. L-a lovit pe Jakob, căzut la pământ. Să vedem această centrare a lui Ograru, care aduce o nouă lovitură de colț pentru Steaua. Nu este clar o echipă de neînvins această formație din Hanneman. Steaua ajunge deseori preajma carelului. Haideți să vedem și această reluare pe care o așteptam cu mult interes. Nu cred că a fost offside. La limită, dar într-o poziție regulamentară, Bruching. Păcat, steliștii au încercat să-l lase în afara jocului pe Arnold Bruching. Acesta însă a primit la timp pasa din partea lui Nilsson. Să vedem acest corner al lui Boștină. Din nou periculos la colțul scurt. Mingea ajunge la Goian. Balonul scos pentru Paraschiv. Din nou Goian, Paraschiv la marginea careului. O minge trimisă foarte bine pentru Jakob. Și este gol pentru Steaua. Este 1-1. Gol marcat de decarul Nicolae Dică. De ce s-au temut olandezii cel mai mult? Nu au scăpat. Dică, considerat cel mai periculos jucător al Stelei, reușește să marcheze aici pe Abel Enstra. În doar câteva minute, Steaua reușește să egaleze în fața lui Hanneman. După trei faze periculoase la poarta lui Van den Busche, vine și acest gol după o lovitură de colț. Mai întâi, Paraschiv a fost blocat, a continuat însă cu o pasă excelentă pentru Dică și acesta a săltat balonul peste Van den Busche. 1-1, un gol extrem de important pentru Steaua. Merită lăudat din plin și Sorin Paraschiv pentru modul în care l-a găsit pe Dică cu acea pasă într-o apărare foarte aglomerată. Este 1-1 între Hanneman și Steaua. Vă spuneam, atât de mult a lipsit campioanei României acest Nicolae. Lovitură liberă a lui Boștină, foarte periculoasă și este gol! Gol pentru Steaua! Este 2-1 pentru Steaua după golul lui Dorin Goian! Din piciorul lui Boștină venise cea mai mare ocazie, din piciorul său vine acest gol pentru Dorin Goian, care își continuă seria reușitelor în Europa. După ce a marcat pe stadionul Steaua, Goian marchează și acum în deplasare. Sute de suporteri ai Stelei se bucură alături de Goian la această execuție superbă a fundașului. Nu întâmplător, Ferbeck îl aprecia atât de mult pe Goian. Iată, fundașul Stelei și-a arătat valoarea în această fază la centrarea perfectă a lui Boștină. O centrare deloc întâmplătoare, mai mereu în această partidă până acum. Boștină și-a trimis centrările la colțul scurt, fie că a fost vorba de cornere sau de lovituri libere. Și în faza primului gol marcat de Dică, totul a pornit de la o centrare la colțul scurt a lui Boștină. Așadar, după ce Hanneman a condus cu 1-0 aici pe Abel Enstra din Hanneman, 1 aici la Hanneman, tot cu 2-1 era învins Hanneman în 16 în sezonul trecut de o altă echipă mare a Europei, Newcastle United. Jakob acum continuă vârful Stelei, convinge în spate pentru golul 3, reușit de Paraschiv, șut superb și 3-1 pentru Steaua. Steaua la... Sunteți nebuni, strigă președintele executiv al Stelei, Mihai Stoica. Într-adevăr, Steaua joacă încântător și nebunește pe suporterii prezenți aici pe Abel Enstra. Cât de frumos a marcat Paraschiv în această fază după pasa lui Jakob. Șut senzațional al mijlocașului Stelei, este 3-1 pentru Steaua după ce echipa campioană a României a fost condusă cu 1-0.